În urmă cu 5 ani, Andy Hertz ducea o viață bună în Londra, dar gândul îi fugea mereu la România și copilăria petrecută în comuna Săvârșin. Dorul de casă nu l-a părăsit niciodată până în 2016, când a venit în concediu în țară. Trebuia să se întoarcă pentru încă 3 ani în Anglia, dar n-a mai fost să fie, deoarece aflat în apuseni a cunoscut niște oameni care se mutaseră la sat și brusc s-a trezit. De la orășenii care s-au mutat în autorulote, la cei care au lăsat orașele pentru viața la țară sau cei care trăiesc în așa numitele tiny house, de doar câțiva metri pătrați, vom prezenta perspective diferite de viață altfel. Andy și-a cumpărat o casă în După Piatră, un cătun de munte din comuna Bucheș, județul Hunedoara, unde a început aventura vieții sale. Aici a creat comunitatea mutată la țară, viață fără ceas, unde acum peste 177.000 de oameni pot discuta despre viața în mediul rural, cu tot ceea ce înseamnă ea, cu bune, dar și cu rele. Am stat de vorbă cu Andy despre comunitatea pe care a creat-o, dar și despre iubirea lui pentru satul românesc și în mâinile cui stă salvarea acestuia. Nu știa foarte multe lucruri despre viața la sat, dar era dispus să le învețe. Treptat și sigur, el a dobândit atât de multe informații, încât acum poate fi un adevărat instructor pentru cei care își doresc o astfel de viață. Relatează hotnews.ro.